Iar la partide, PSD-ul s-a erodat de pe la un 34-35% cât era, a coborât înapoi spre 30%, dă semne de sughiț, uneori începe chiar și cu 27-29%, dar în general în jur de 30%. Dar repede s-a întâmplat. Oh, da, da. Și asta pentru că prețuri. Ei ce se întâmplă? Au beneficiat pe de o parte cu discursul lor social să apărăm oamenii să fie bine, să nu fie rău, dar în momentul în care they didn't provide, cum ar zice scoțianul, adică, domne, hai fă ceva. Fă ceva, hai pune pe masă soluțiile, nu dă-ne sunt bani. Soluțiile. N-au dat, da, și atunci dar nu sunt din cauza PNL-ului, se pare, cel puțin așa dau ei de înțeles. Culmea e că PNL-ul nu încasează atât de mult. De ce? A încasat deja, odată cu USR-ul, cu criza deci politică, și-a luat porția, a scăzut de la 25-27, a scăzut în 20, a fost la un moment dat chiar și 17, și acum s-a întors într-un 21-20, e pe revenire. PNL-ul e pe revenire, își linge rănile după criza politică de anul trecut, iar PSD-ul începe să încaseze neputința socială. Da, chiar pentru că ei erau asociați cu cei care rezolvă problemele sociale mai și încă, nu le rezolvă. Mai încă o chestie foarte interesantă. PSD-ul a furat startul la comunicare cu PNRR-ul și cu măsurile astea toată primăvara. Au fost peste tot, au comunicat peste tot și atunci lumea a zis, bă, de fapt nu e Ciuca acolo, nu e PNL-ul. Cine sunt adevărații lideri, ghilimele, sunt de la PSD? Atunci ei trebuie să plătească. Exact. Și acum, când au început să nu pună pe masă ce trebuie, lumea a ținut minte că PSD-ul a promis. Bun, foarte asta interesant. Este sabia cu două tăișuri. Tăișul ăsta lat e mai ascuțit decât primul. Exact, exact. Bun, dar revenim acum. Ei sunt într-o coaliție, sunt la putere. Să ne uităm puțin la opoziție. Cum arată? De UDMR eu zic că mare lucru nu aveți. UDMR e în 5-6% în mod constant. El are o fidelitate etnică pe care n-ai cum să o dai la o parte. Eu nu pot chiva, eu... Eu sunt OSP, da. Da. Bun. Bun, deci ne întoarcem la opoziție. Opoziție. Două partide, total diferite, aparent. AUR, naționalist, nu? Sau cum îl catalogezi? Suveranist, naționalist, intens. Și USR, cum să mai... Globalist, defelist, progresist. Progresist, hai progresist. Să zicem progresist. Defelist. Adică ai cui sunt ăștia? USR-ul? Da, ai cui sunt ei? Adică, ca electorat mă refer. A, cream că vrei să mă întreb dacă stă lucrul ăsta. Cum pot eu să-mi permis să pun asta la întrebare în România? Adică, da. Ok. USR-ul a avut momentul lui de glorie în 2019 la alegeri, când s-a dus în 20 și something, a concretizat la alegeri cu 23 în buza PSD-ului. PSD-ul era într-o cădere, într-un vie oribil, după ce și murise guvernă. A fost o diferență de un punct procentual între ei, dacă exact. Să-mi aduce aminte. Ei, între timp, USR-ul a... Dezamăgit și a început să se erodeze și acum stă undeva cam la 800.000 de votanți, care înseamnă undeva între 10 și 13 puncte procentuale în funcție de participare. Dar nu-i chiar rău. E jumătate din 23. Unii spuneau că se vor desumfla în așa fel încât să nu facă pragul. Ultima măsurare pe care am făcut-o, ca să fim corecți metodologici, este înainte de ruperea reper. De-abia acum am în terenul asemenea cercetare. Bun, deci dar nu știu ce măsură va să... Dar cel mai recent USR-ul a fost la 13, a fost momente în care a fost la 8, la 10, la 11, deci un pic peste 10. Și într-o stagnare, să zicem, într-o stagnare de băltire, de mediocritate, de dezamăgire. Nu mai sunt 20%. Deci e în momentul de față, pentru că cele două poziții sunt total diferite. Da. Cel puțin așa arată lucrurile. E o discuție structurală. Fii atent, tu ai două partide mari, da. Mainstream, care sunt însoțite de doi locotenenți fierbinți, adolescenți. Dar de ce le zici locotenenți? Păi așa zice în armată. Lieutenant, cine ține locul? Este adjunctul. Adjunct, poftim, ca să folosim un termen civil. Da, eu când îmi spui de partide și asociez cu termeni militare, îmi fuge gândul în altă parte. Nu, e o chestie structurală. Deci sunt două anexe, poftim. Ai partidele mari, PNL-ul și PSD-ul, care se confruntă de atâta timp. PNL-ul a înghițit PD-ul și atunci avem partidul PSD, partidul anti-PSD, că de fapt așa e în România. Și ai două anexe, doi locotenenți mici, care sunt fierbinți, adolescenți, care au strategii specifice adolescentismului politic. Să tăvălesc pe jos pe preșuri, urlă, să bată cu jandarmii, dau cu fecale, box, tot soi de... Da, flutură din mânuțe. A început să piară fierbințeala asta, a început să scadă mobilizarea la vot, să vedem sondaje. Și atunci AUR-ul nu mai este la 21-23% cât era. A început să se erodeze spre 15-17, pe undeva pe acolo, peste USR, dar clar sub 20. USR-ul nu mai e la 20 și ceva... S-a dus în 13. Da, la asta a contribuit alianța asta dintre PNL și PSD și criza asta și adunarea în jurul steagului sau au contribuit stereotipia mesajului? A fost și rally around the flag, a fost și nevoia oamenilor de
bă, hai să nu ne mai certăm atâta ca Chiori, și faptul că două partide mari divergente s-au înțeles, au făcut această mare coaliție națională, a ajutat. A fost și stereotipia mesajului lor, că spun mereu același lucru, miau, 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 deși o epuizare. Băi, urli și nu se întâmplă nimic, urli și nu se întâmplă. Și... cum s-a întâmplat cu PRM-ul? Urli, urli, urli. Și la un moment dat zice un om, la ce mai folosești dacă nu rezolvi? Exact, exact. Spui, și atunci, spui, ok, dar fă ceva. Atenție, la urând că nu este erodarea atât de puternică. Pentru că sunt totuși la un 17%. Deci tu susții că erodarea de la USR e mai puternică decât cea de la urmă. Păi de la 23 la 10 sau la 13 e mai mult decât de la 23 la 17. Au pierdut doar jumătate față de USR. Ce mai avem? Avem UDMR-ul, care am zis că este constant. Principala concluzie a ultimelor luni este creșterea ponderii partidelor mici reziduale în total vot. Adică lumea începe să se uite spre ăștia mici. Da, pentru că pe de-o parte ți-a scăzut bazinul de votanți și e ca la lac. Îți scade nivelul lacului și atunci încep să apară stâncile mici. Ei, încep să apară stâncile mici, cum ar fi, de exemplu, Pro-România, care se încăpățânea să stea într-un 3, 4, 2, 3, în jur de 3. Cât timp e sub 5? Cât timp... Dar mănâncă din mănâncă din voturile PSD-ului. APP-ul mănâncă și el vreo 3% din voturile... Nu poți să când cred. 2, când Partidul 3. Lui Dragnea? Partidul lui Dragnea a început să scoată capul. Forța Democrată când 1, când 2%. Dar atenție! Peru, care e când 2, când 3%. Dar Peru cam totdeauna puncta 1, 2, 3. Tot puncta 2, 3 și concretiza 1. Da. Da, pentru că nu avea suficient de multă capacitate la secțiile de votare, dar el de multe ori ieșea 2-3% în sondaje. Dar ăștia mănâncă, dacă fi să-i adunăm, mănâncă cam câte procente aici este, din votul util? Foarte bună întrebare. Dacă ei, până relativ acum un an, doi ani de zile, făceau undeva în jur de 7-10%, și asta îi vedeai și la alegeri. Dacă te uiți la alegeri, partidele care sunt sub 5% se duc în 70%. Da. E acum se duc înspre 12-15%. Păi deja deci e o nemulțumire. Influențează în zona puterii mai mult. Nu influențează, că dacă nu fac 5%, se distribuie la ea mare.